Bun găsit la meditația de seară despre gânduri salvatoare. Când gânduri negre se frământă cu grămada înăuntrul meu, mânghierile tale îmi înviorează sufletul. Toate ființele omenești sunt înzestrate cu libertate morală și, prin urmare, au responsabilitatea de a-și controla gândurile și de a le conduce pe calea cea dreaptă. Această cale este suficient de largă pentru ca mintea lor să se poată dezvolta în condiții de siguranță. Dacă Satan încearcă să vă abată gândurile spre lucrurile josnice și senzuale, aduceți-le înapoi pe cale și îndreptați-le asupra lucrurilor veșnice. Când vede efortul hotărât pe care îl faceți pentru a vă menține atenția numai asupra gândurilor curate, Domnul vă va atrage mintea ca un magnet. Vă va purifica gândurile și le va face în stare să se elibereze de orice păcat ascuns.